Evaluarea angajaților de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Vaslui s-a desfășurat în perioada 28 martie-1 aprilie. În urma verificărilor au fost constatate deficiențe în activitatea managerială, precum și neglijență sau lipsă de preocupare în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu manifestate de ofițerii cu funcție de conducere din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Vaslui și sectorului Poliției de Frontieră Huș. Serviciul de control din cadrul Poliției de Frontieră Vaslui a desfășurat mai multe acțiuni de control care s-au dovedit ineficiente. De asemenea, angajații de aici mai sunt acuzați că nu s-au implicat corespunzător în combaterea traficului ilegal cu țigări. De asemenea, s-a constatat neimplicarea sau implicarea superficială a ofițerilor cu funcții de conducere în activitățile de prevenire a faptelor de corupție în rândul propriului personal. La finalizarea cercetării prealabile față de cei 8 polițiști de frontieră vor fi luate măsuri în funcție de gravitatea faptelor. Alți 3 ofițeri operativi din cadrul IJPF au fost atenționați, fiind dispuse 40 de măsuri organizatorice, respectiv de remediere a disfuncțiilor și deficiențelor constatate.